Ultima ședință din acest an a Consiliului Județean a avut pe ordinea de zi proiecte în mare parte cu caracter organizatoric, prin care consilierii au fost repartizați în comisii și consiliile de administrație ale unor instituții. În aceeași ședință a fost completată componența Consiliului Județean cu un nou membru. Cristinel Vioiu, supleant pe lista PSD, a depus jurământul și a înlocuit-o în funcția de consilier județean pe Carmen Ichim, care și-a dat demisia. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Buzău, așa să ne ajute Dumnezeu. În perioada imediat următoare va rămâne vacantă încă o funcție de consilier județean. Fostul vicepreședinte Romeo Lungu urmează să părăsească Consiliul Județean pentru a prelua mandatul de deputat pe care l-a câștigat în urma alegerilor parlamentare.